tu ce ai primit? Ia, la ou Kinder, s-a nimerit chiar la ou Kinder să primească Sophie inelul cu Elsa de la Ice Königin, da? Vai, ce ne-am bucurat! Chiar asta a primit inelușul ăsta de la Ice Königin. Îi place foarte mult. A primit un nou Kinder și de câteva zile mă bate la cap și mie inelele, am și eu câteva inele și mi le ia ea. Și acum a primit ea unul de la Ice Königin. Ce părere ai? De la Prințesa Gheții, de la Elsa, da? Ești murdărică. Ia spune, ce părere ai? Îți place? Asta e Sofie. E Sofie acolo? Ia să vedem. E Sofie? Da? Așa zici tu că ești tu? Eu sunt acolo. Mama, uite. Eu sunt acolo, mama. Mama! Te văd, iubirea Eu mea. tot sunt acolo. Da? S-a făcut erigo! Așa a făcut. Da. Here we go, da? Bravo. Dar-ți place inelușul ăsta lui Elsa? Vezi ce frumos e? Acum ai și tu inel, nu mi le mai iei pe ale mele. Da. Prieteni, haideți să vă spunem ce am primit de Moș Nicolae. Anul acesta moșul a fost mai bogat, mai darnic. Eu am zis că nu vom primi jucării, dar din păcate sau din fericire pentru copii, din păcate pentru noi, din fericire pentru ei, noi am primit și jucării. Și a fost darnic moșul anul acesta. Vreau repede să despachetez ce am aici, să vă arăt ce am primit. Și reacțiile copiilor le-ați văzut. Mati s-a făcut puțin mai mare și nu a fost extraordinar de încântat, adică nu a sărit cu casă, cu tot, să zic așa. Treaba a fost că el i-a scris un bilețel lui Moș Nicolae și l-a pus pe hol. Și a zis, moșule, drăguț, drăguț Moș Nicolae, vreau să îți cânt ceva la pian, poți să stai puțin? Și a zis acolo, poți să ne trezești? Da, nu sau poate? Și bineînțeles că moșul a semnat poate. Și de dimineață, când el s-a trezit pe la ora 1, a văzut, dar era somnoros, iar de dimineață, când a văzut, a fost încântat, dar v-am zis, reacția nu a fost așa explozivă ca anul trecut. Iar Sofie, ai răbdare. Iar Sofie, o să vă las aici reacția, a fost de aur. Haideți să vă arăt. Pentru Matias, mai întâi pentru Matias, uitați, a primit așa un joculeț, să facă el un joculeț creativ, să facă el cu mânuțele lui. Are 100 de bucăți din astea de cărămidă și poate să facă unul dintre aceste trei turnuri, asta, modelul ăsta, ăsta sau ăsta, pentru pus creioane. Sunt 100 de bucățele și îl învață cum să construiască. Mă încântă foarte tare ideea. Pe mine întotdeauna mă încântă ideea jucăriilor pe partea asta de Montessori și ceva creativ să facă ei mereu cu mânuțele lor, să le meargă puțin și mintea și așa mai departe. Așa că ăsta e extraordinar de fain. Mi-a dat foarte mult. Așa. Aici am pentru Sofie, dar în cutia aceasta am pus dulciurelele și o să vă arăt și ce a primit Sofie după aceea. Da, iubirea mea. Noi am venit de la Asta sunt grupă. mei. Da. Noi acum am venit de la grupă, de la grupa de muzică și vă arăt repede. Aici am primit dulciurelele, nu în cutia asta, dar le-am pus eu toate aici să nu mai rămână prin casă răsfirate, pentru că Sofie, bineînțeles, le ia și le desface. Așa că, da, am primit asta așa, bubor. Sunt niște bomboane umplute cu migdale. Așa arată. Apoi, oameni de ciocolată. Mi se pare că sunt patru oameni de ciocolată, dacă nu mă înșel. Sau trei oameni de ciocolată. Unul l-a desfăcut Sofie din cap până în picioare direct. Nu, patru. Doi roșii și doi așa. Al tău l-ai desfăcut, iubita mea. Tu l-ai desfăcut. Ăștia nu sunt ai tăi. Așa, de la Lind. Uite. Nu e Ăștia sunt de la altul. Lind. Așa. Stai, iubita, că nu.
Tu ai desfăcut deja. Apoi am mai primit bombonelele astea, așa, trufee, umplute cu cremă Irish Cream, original Irish Cream, așa, crem, Irish Cream. Uite, așa arată. Așa. Așa. Da, de la Bailey's. De la Bailey's. Nu. Uite, așa arată. Apoi ouășoarele acestea de ciocolată cu lichior de ou, aer lichior, două pungi așa, de nuz știuche se numesc, de la Mont Momami, cu cocos și migdală. Da, cu cocos și migdală, așa. Și încă ceva cu cocos, care foarte bune sunt. Sunt așa prăjiturilele astea, cu ciocolată, cu ciocolată și înăuntru sunt pline numai cu fulgi de cocos. Două. Fulgi de cocos. Da? Cu fulgi de cocos. Arată-le pe alea. Asta e... Cu fulgi de cocos. Așa, copiii au mai primit câte un... Du-te și arată inelul, este acolo în cutie. Copiii au mai primit câte un ou de ciocolată și Mati a desfăcut de dimineață și a primit o panteră neagră și Sophie este așa de norocoasă că de o săptămână îmi ia mie inelele. Am și o, două, trei și mi le ia. Dar acum a primit un ineluș special de la Regina Gheții, Ice Königin, de la Elsa. E foarte... Și... Pe lângă toate astea, vreau să vă arăt ce a primit și Sophie. Noi mereu îi spuneam Sofiei, de când, de anul trecut, de când era mai micuță și a început să meargă, îi spuneam tot timpul lui Matias despre Sofia că, uite, aici când vine Sophie, tu nu mai faci așa mișcări agresive, nu mai dai cu vreo, nu știu, cu vreo sabie sau cu piciorul, pentru că este aria vrăjitoarei. Se activează aria vrăjitoarei. Practic am făcut-o noi pe Sofie o mică vrăjitoare. Ca să nu o lovească Matias și să fie tot în ordine. Iar anul acesta, Moș Nicolae i-a adus o Hexenkugel, se numește, adică o undină sau un glob de vrăjitoare, care este de la desenele animate Bibi und Tina. Bibi și Tina. Doamne, dar nu mai pot să-l desfac. Vi-l arăt așa, că nu pot să-i mai desfac cu cap. Nu știu de ce s-a blocat aici. S-a blocat, iubito. Nu știu, uite așa, uite așa. În fine. Și este așa, este un joculeț, are aici cărticele să ne jucăm, are niște jetoane, așa, are explicațiile și are acest globuleț pe care dacă îl apasă începe să facă așa luminițe și sunete și apoi rămâne pe o singură culoare. Da, și apoi rămâne pe o singură culoare și e foarte fain. Da, și am luat, a primit globulețul acesta, cum ziceam, care face lumină și rămâne așa pe și sunete. Și cam asta am primit. Ne-am bucurat foarte mult la mulți ani tuturor celor care astăzi își servează ziua. Și nepoțica mea ce își servează astăzi ziua o cheamă Nicole. Sora mea i-a pus nume de scenă. Așa, și numai bine vă dorim. Iar noi ne vedem de activități și de treabă pe toată ziua. Avem multe de făcut, multe de recuperat, pentru că e programul foarte alert acum. Copiii nu au vacanță, Matias cel puțin învață până în data de 22, mi se pare, 21. Și da, e totul alert. Cred că așa este și la voi și peste tot. Și ne auzim mai târziu. Ți aminte că la Reve am primit două cutiuțe din astea să le facem și să le ducem și astăzi le-am primit. Asta a fost al lui Sophie și asta al lui Mati și vreau să vă arăt ce am primit. Au primit câte un măr foarte mare, câte o portocală extraordinar de mare. Au primit gratuit copiii. Practic li s-au dat aceste cutiuțe, ei le-au colorat, le-au făcut și au primit gratuit asta. Câte o portocală, câte un măr. Câte o mandarină, da, bineînțeles că au desfăcut-o.
Este un moș din ăsta de ciocolată de la Milka. Fiecare dintre ei. Fain, ne-am bucurat foarte mult. Salutare încă o dată, nici nu mai știu dacă v-am salutat de dimineață sau nu. Astăzi este, este ziua de 7 decembrie. Și astăzi, astăzi am fost la grupă cu Sophie. Iubita, nu astăzi am fost la grupă cu Sophie, la grupa de bebeluși. A fost foarte bine și ne bucurăm amândouă. Da, ne bucurăm. Și... am venit, sunt, cum să zic, grupa merge foarte bine, este foarte fain. Ce facem la grupă? Haideți că în, cu aceste vlog măsuri putem să ne cunoaștem mai bine, să mai spun și eu câte ceva despre mine și nu să arăt numai activitatea pe care o fac cu copiii sau... ce fac acasă. Așa că haideți să vă zic despre ce este această grupă. Vin mămici care au copilași micuți, bebeluși de la 8 luni. Am această grupă, avem bebeluși de la 8 luni și sunt 8 mămici cu 8 copii, deci 16 în total și cu noi două, 18 persoane într-o cameră. Eu stăm o oră și jumătate la această grupă și bineînțeles că facem cântecele mai întâi, așa pentru copilași mici și ne jucăm, avem jucării foarte frumoase și pe concept de Montessori, mai foarte, foarte frumos construite și din lemn și tot felul de, de bile sau de cercuri din acelea pe care ei le pot lua și să le, să le ronțăie sau să se joace cu ele. Avem ouă din acelea care, ouă, cum se numește, Russell se numesc în germană, care sună așa, umplute cu, nu știu cu ce sunt, dar am făcut și eu cu copila și sunt umplute cu orez. Așa, și ne jucăm, cântăm, mamele se simt bine, împart păreri, împart informații una cu cealaltă și e foarte fain. Îmi place foarte mult grupa pe care o am. Din ianuarie tind să mai fac încă o grupă, să mai construiesc încă o grupă, dar cu copilași așa mai mărișori, de 2 ani și ceva. Și astăzi o să vă dau și vouă o idee. Această idee mi-a venit aseară și dacă Matias a primit de la Reve, a primit, stai o secundă, este acolo. Dacă a primit de la Reve gratuit, mi-a venit și mie o idee să fac și eu pentru grupa mea, pentru copilași ceva. O secundă, Sophie, o secundă. Am avut așa niște pungulițe roșii și în pungulițele astea roșii am pus câte o cizmuliță pe care mămicile să o decupeze. La grupă nu prea se poate să stea mămica să decupeze pentru că e puțin mai greu. Trebuie să ai grijă de bebeluș, că eu n-aș putea să am grijă de toți 8 și ele să facă ceva, lucru manual. Dar le-am printat așa și le-am tăiat așa acasă. Ele pot, o pot face frumos, o pot înfrumuseța cu tot felul de chestii, cu pompoane, cu tot ce doresc. O lipesc așa pe punguliță și, și am pus în, în punguțe. O să filmez mai când doarme Sophie, pentru că nu pot să vorbesc. Și înăuntru am pus câte un măr și câte o mandarină. Pentru că, așa cum a primit și Matias de la Reve gratuit, m-am gândit să le dau și eu, să le ofer și lor câte ceva. Așa că azi de dimineață, înainte să plec la grupă, m-am dus cu Sophie repede și am cumpărat așa o plasă din aceea de mere și de mandarine și le-am împărțit acolo și au fost foarte fericite. Așa că, da, asta a fost ideea mea. Și acum mai stăm puțin. Am mâncat de prânz și vedem ce mai facem. Mai avem alte activități. Avem alta și asta de bine și asta. Trebuie să împodobim casa, avem de treabă de făcut și să împodobim casa. Și, 7! 7! A venit! Din Advent!
calendere. Hai, ciocolățelele. Stai puțin. Și apoi ne ducem să facem nani de prânz. Mama, eu vreau să văd dacă ghicesc. Eu cred că o să fie astăzi. Vreau să ghicesc ciocolata asta. Mama, mami, vreau să ghicesc de ce am spus ciocolata. Aia bleu? Hai să vedem. Dacă la 7. Hai, dar tu desfă-ți, caută-ți. Nu, prima dată. Caută-ți nu, 7-le tău. Știu de ce am de 7. Da? Da. Ce rău să rup asta, nu e ce urmă să rup. Uite! Hai, uite, la 22 se vede. Uite! Uite, e 7. N-ai ghicit! Este una verde! Și tu ce ai la 7? Oh, ce frumos! Nu știu ce e. Ia stai să văd. O fețișoară așa de ceva. Mătișa, ascunde urechile. Ah, un clown! Scuze! Bate-o pe gură! Poftim! Tu e a ta. Ok, sunteți pregătiți? Da, asta cu ce este? Stai o secundă. Este cu... Scrie Honig Printe, da? Nu știu ce, cu ciocolată neagră. Și ciocolată neagră. Hai că vă dau și vă opte un pic. Ok, hai să vedem dacă are mama dreptate că e un clown. Tu puțin. Da, chiar e un clown. Tu puțin. Deci este un găsește așa de clown. Bra. Prima dată să desfaci tu. Ca să nu stai ascunzi urechile, să știi ce e. Și afli tu și afli asta. Dar asta e foarte bună. Turtele dulci ce au fost aici în advent calendarul acesta pe care l-am luat de la Kaufland sunt foarte bune. Numai una și una. Mi-au făcut extraordinar. Nice. Mm-hmm. V-am făcut și vouă poftă? Da, vă poftă. Poate găsim o rețetă bună de turtă dulce și facem și noi împreună. Da, mă gândesc. Nu știu.